ședința din luna iunie. Deschidem lucrările ședinței noastre. Supunem spre aprobare procesul verbal de la ședința lunii trecute, după care domnul președinte de ședință va citi ordinea, va prezenta ordinea de zi. Vă mulțumesc! Dacă sunteți de acord, procesul verbal al ședinței din luna mai. Ok. Vă rog să dați citire ordinii de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției Consiliului Local al Comunei Părărești pentru anul 2020 la finanțarea activității de asistență socială în baza costurilor medii anuale stabilite pentru persoană cu handicap. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii de anulare a unor accesorii generate de obligațiile bugetare stante de la data de 31 martie 2020, datorată bugetului local al Comunei Părărești. 3. Proiect de hotărâre pentru aprobarea regulamentului cadru al concesionării și închirierii bunurilor ce aparțin de domeniul public și privat al Comunei Părărești. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general la investiția în modernizare strada Teiului Stat Părărești, Comunei Părărești, Vreți facă inițiator primar comunului. 5. Proiect de hotărâre privind repartizarea de sume bunești unităților de cult religios din Comuna Părărești de Bacău pentru anul 2020. 6. Proiect de hotărâre privind completarea anexei privind achizițiile directe, inițiator primarul comunei și diverse. La diverse, aducerea la conștiința deciziei Curții de Conturi numărul 49 dintre 1-a 15-a 2020, de prelungire a termenului pentru realizarea măsurilor dispuse prin decizia numărul 49-2019. Dacă sunteți de acord, ordinea de zi propusă. Vă mulțumesc mult! Voi susținem prezentarea proiectelor de hotărâre și adoptarea acestora. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției Consiliului Local al Comunei Bătărești pentru anul 2020 la finanțarea activității de asistență socială în baza costurilor medii anuale stabilite pentru persoana cu handicap. Consiliul Local al Comunei Bătărești aprobă pentru anul 2020 costul mediu lunar pentru întreținerea persoanei adulte cu handicap, cu măsură de protecție în serviciul de vid rezidențial în sumă de 7.036 lei pe lună, pentru domnul Bătălu Ciprian, în statul Corect, personalizat la CAPB Costa Kennedy Târgu Ocna. Contribuția Consiliului Local al Comunei Bătărești de Bacău la susținerea persoanelor cu handicap instituționalizate și care au domiciliu pe raza Comunei Bătărești va fi un procent de 35%, din suma aprobată la aliniatul 1, respectiv 2.114 lei pe lună. În acest sens, urmează a se cheia actul tradițional al contractului de asociere cu județul Bacău și DGA SPC Bacău. Dacă sunteți de acord, cu proiectul de hotărâre. Mulțumesc! Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii de anulare a unor accesorii generate de obligațiile bugetare restante la data de 31 martie 2020 datorate bugetului local al Comunei Târgărești. Se aprobă anularea accesorilor pentru obligațiile fiscale principale restante la data de 31 martie 2020, precum și procedura aferentă conform anexei. Primarul Comunei și compartimentul taxe și impozite vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre. Dacă sunteți de acord, proiectul de hotărâre. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului cadru al concesionării și închirierii bunurilor ce aparțin domeniul public și privat al Comunei Părărești de Bacău. Se aprobă regulamentul cadru al concesionării și închirierii bunurilor ce aparțin domeniului public și privat al Comunei Părărești conform anexei 1. Articolul 2. Se aprobă contractul cadru de concesiune de concesionare al bunurilor ce aparțin domeniului public și privat al Comunei Bâlgărești, conform anexei 2. Și articolul 3. Se aprobă contractul cadru de închiriere al bunurilor ce aparțin domeniului public și privat al Comunei Bâlgărești, conform anexei 3, parte integrantă a prezentei hotărâri. Hotărârea intră în vigoare la data adoptării și începând cu data adoptării prezentei hotărâri, orice alte dispoziții portale își încetează aplicabilitatea. Dacă sunteți de acord cu proiectul de hotărâre.
prin aprobare intradătorilor tehnico-economici și a devizului general la investiția modernizare stradatului Sat Târgărești, Comuna Târgărești, Județul Bacău. Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții, modernizare stradatului Sat Târgărești, Comuna Târgărești, Județul Bacău, după cum urmează. Total general al investiției cu TVA, 1.701.983,61 lei, din care valoare TVA 269.263,51 de lei și valoare fără TVA 1.432.720,10 lei. Cetul semn cu TVA 1.410.600.310 lei. Valoare TVA 225.221,87 de lei. Valoare fără TVA 1.185.378,26 lei. Cursul euro leu din luna iunie 2020, la data de 10.06.2020, când a fost calculat, a fost de 4.8340 lei. Se aprobă devizul general al obiectivului de investiții modernizare stradatului Comuna Târgărești, conform anexei parte integrată a prezentei hotărâri. Cu ducere de primirea hotărârii, se însărcinează primarul Comunei Târgărești. Dacă sunteți de acord cu proiectul de hotărâre, proiect de hotărâre privind aprobarea de sume bănești unităților de curent rutier din Comuna Târgărești, Județul Bacău pentru anul 2020. Pentru anul 2020 se aprobă repartizarea de fonduri bănești unităților de cult religios din Comuna Târgărești în sumă totală de 100.000 lei necesar pentru construcții, reparații, pictură bisericească și finalizări de lucrări începute la lăcașele de cult, după cum urmează. Parohia Ortodoxă din Sat Pârâul Bogii, Parohia Romano-Catolică Sat Târgărești, Parohia Romano-Catolică din Sat Satul Nou, Parohia Romano-Catolică din Sat Nicorești și Parohia Romano-Catolică din Sat Varna, fiecare de 19.000 lei. Biserica Adventistă de ziua 7-a, 5.000 lei. Sprijinul financiar stabilit în prezenta hotărâre se acordă pe baza următoarelor documente. Cererea care va cuprinde anchetul adresa solicitantului, stadiul în care se află lucrările până la data redactării cererii și volumul de lucrări rămase de executat, precum și motivarea solicitării. Dacă este cazul, se va menționa și dacă comunitatea de cult a primit sau va solicita sprijin financiar și din alte surse. Devizul de lucrări, de prețuri actualizate și potrivit reglementărilor în vigoare privind taxa pe valoare adăugată pentru lucrări rămase de executat. Copie de pe autorizațiile de construire după caz pentru reparații capitale și construcțiilor potrivit legii de 1991. În cazul lucrărilor de pictură a bisericii sau a parafisului, se va prezenta și copia autorizației eliberate de Comisia pentru Pictură Bisericească. Pentru celelalte necesități ale unității de cult, cererea va fi însoțită de documente specifice tipului de activitate în care se încadrează solicitarea. De contarea sumelor se va face pe bază de documente fiscale de plată. Decontarea sumelor, articolul 3, decontarea sumelor se va face exclusiv pentru efectuarea lucrărilor de construire în condițiile aprobării documentațiilor tehnico-economice, potrivit reglementărilor legale în vigoare, precum și reparării, conservării și întreținerii bunurilor de patrimoniu aparținând lăcașilor de cult. Decontarea sumelor repartizate se va face în baza documentelor justificative, în termen de 60 de zile de la depunerea acestora, în caz contrar, restul de plată nu se va mai acorda. Prezenta hotărâre face dusă la îndeplinire de primarul Comunei Târgărești. Dacă sunt de acord cu proiectul de hotărâre compres. Vă mulțumesc. Eu n-am fost de acord. Numai puțin. Deci, punctul 5. Așa. Deci, împotrivă? Împotrivă, da. Am înțeles.
Deci nu sunteți de acord cu repartizarea pentru suma care s-a repartizat. Dar pentru Biserica Adventistă. Adventistă, da. Deci sunteți împotrivă, deci nu sunteți de acord cu suma care s-a dat prea puțin sau nu, ce? Nu. Deci, că nu trebuia să li se dea mai. Da. Deci nu trebuia să li se dea, dar dumneavoastră știți că asta înseamnă discriminare. Nu iar autoritatea locală nu are voie ca să facă discriminare, nu ce privește. Dar e discriminare și atunci când nu primești eu cine de la cineva bani, nu? Deci, nu, dar ideea este că noi aici nu suntem SRL-ul. Dacă dăm la unul, trebuie să dăm la toți. Bineînțeles că dăm. Suntem firmă particulară. Nu contează. Aceste instituții, ei sunt pe raza comunei și ei sunt toate instituții. Eu înțeleg, dar... Sunt la regru, sunt autorizați. Dar nu știu dacă au persoană juridică. Dar ăsta este mult. Au persoane juridică, ei la biserică. Da. Dar este mult recunoscut. Iar dumneavoastră reprezentați toți cetățenii din localitatea de unde se dă dumneavoastră consilier. Fie că sunt de o naționalitate, fie că sunt de religii diferite, toți cetățenii. Reprezentați pe toți. Este opinia dânsului, este opinia dânsului. Când am discutat bugetul, atunci n-am auzit nimic de adventiști. Asta e. Dar din ce punct de considerare? Nu am nimic niciun document, acum care e problema? Dar e problema când am discutat noi, prima dată când am împărțit banii ăștia, de 200.000 de lei, atunci nu era vorba de adventiști. Nu am niciun document adus atunci, dar nu am avut niciodată. Păi dar ei unde a fost atunci? Este pentru prima dată, este primul an. A făcut un cineva cu noi de spus că dă 100.000 de lei la curte. Păi, dar am hotărât odată. Nu a trecut o venit. Nu s-a hotărât niciodată. Nu, dar am discutat atunci că o să primească fiecare parohie, cât e atât. Nu, s-a vorbit în principiu. S-a vorbit în principiu. S-a vorbit în principiu. Dar de adevărat nu s-a amintit nimic, că trebuie și adventiști și trebuie să primească. Da, bine. Trebuie să primească de 1.500 de lei. Ghivece cu flori, o bucăți, tot pentru ceremonial, pentru dealul Coșna,
142, 10 bucăți de camere, 143, corac, punctul 144, 10 prosoape, 145, lumânări, punctul 146, apă plată, punctul 147, pahare, 148, staj menajer, 149, cartelă SIM pentru ceremonia la... Nu, cartele sunt pentru camera. Pentru camera. Ca să văd ce s-a întâmplat și să flotăm. Punctul 150, să pun lichid. Punctul 151, burez de base. 52, becuri economice cu filet, micro, 150. Asta pentru întreținerea. Pentru întreținere. Role de cătie, aparat autorizat de cameră, balastru pentru întreținere, drumuri comunale și sătești, țeavă EHD 0,63 mm. Nu? Milimetric. 10 metri liniar pentru traversarea dintre strada Tăiului către strada Muncului. Deci, mi-ai spus că să mă înțeleg că mai intersecție, nu? Nu știu. Da, o vană de trecere tot pentru această traversare, cămin de apă cu beton de 1000 pe 1000, nu? Da. O bucată pentru traversatul la strada Trecului. După aceea pentru asistentul medical comunitar, alcool medicinal, ribanol, betadină, romplast, seringi, mănuși sterile, medaplast cu ribanol, tot pentru același eveniment ca să fie la trusa de prim ajutor, furazolidon, metoclopramid, glucona de calciu, furosemid, apoi gazon universal amestec, un pachet de 10 kg, butaj de trandafir, tuia, flori de piatră, flori de grăiță pentru aranjarea în fața primăriei a spațiului verde, iar la capitolul 2 se completează cu următoare puncte. 127. Servicii de găzduire, administrare și întreținere site web. Punctul 128. Servicii închiriere, platformă, ridicare, nas pentru toaletarea vegetației, respectiv copaci pe căile de comunicații locale inclus de SBSU. Punctul 129. Sistem de supraveghere video, baterie cu încărcare și carte memorie pentru panouri solare, tot pentru evenimentul din 21 august de dealul Poșta. Punctul 130. Servicii de sonorizare pentru ceremonial militar și religios. Punctul 131. Servicii închiriere toalete ecologice, tot pentru acest eveniment. Punctul 132. Servicii de închiriere autogrede pentru plăți de întreținere drumuri comunale și sătești. 133. Servicii de închiriere cilindru compactor pentru lucrări de întreținere drumuri comunale și sătești. 134. Servicii de consultanță și de actualizare a documentației de implementare și timp pentru primăria Turgărești. Și punctul 135. Servicii de mentenanță pentru implementare la platformă informatică și timp. Dacă sunteți de acord cu proiectul de hotărâre propus. Vă mulțumesc frumos! Am ajuns la diversul și așa că o să permiteți să vă aduc la cunoștință decizia Curții de Conturi și ce măsuri urmează a se lua. Așa. Deci, prin decizia 49 pe 1 din 15-6-2020 se aprobă prelungirea termenului pentru realizarea măsurilor discuse prin decizia 49 pe 2019. În urma raportului de fallout înregistrat sub numărul 669 din 15-5-2020 încheiat ca urmare a acțiunii de verificare a modului de ducere la îndeplinirea măsurilor prin decizia 49. Aici este vorba despre două puncte care nu s-au realizat, respectiv. Nu avem om la audit, la compartimentul de audit, chiar ei n-au solicitat angajare sau achiziție
funcționare de servicii și, deci, referitor la activitatea de audit public, ce măsuri vor fi luate, deci, după ce, deci în această perioadă nu avem voie să organizăm concursul de recrutare. Și după ce va trece această perioadă, urmează, deci termenul e dispus până pe 30 septembrie 2020. Să sperăm că până atunci, pe această perioadă, va înceta și vom putea organiza concurs, dar care a mai fost organizat și care nu știu ce rezultat va avea dacă va veni cineva pentru ocuparea acestui post. Dar suntem obligați ca să se vadă că avem... Am făcut demersul pentru realizarea acestei măsuri. Și punctul 2, la modul de stabilire, evidențiere și urmărirea încasării veniturilor bugetului local, în cuantum și în termenul prevăzut de lege. S-a constatat că un număr de 22 de contribuabili dețin autorizații cu termene de valabilitate mai mari decât anul financiar în care acestea s-au eliberat. S-a constatat că pentru un număr de 13 contribuabili nu s-a stabilit taxă pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate. S-a constatat că pentru un număr de 13 contribuabili nu s-a stabilit taxa pentru prevenirea și stingerea incendiilor. La venituri și chirii din concesiuni s-a constatat urmărirea necorespunzătoare a încasării veniturilor din chirii și concesiuni, perspectiva respectării clauzelor contractuale. La neefectuarea procedurilor de executare spirită s-a constatat că entitatea nu a aplicat în toate clasurile măsurile de executare spirită stipulate de prevederile legii. Inventarierea patrimoniului, în urma verificării modului de efectuare inventariului pe anul 2017, s-a constatat că aceasta a fost efectuată fără respectarea în totalitate a prevederilor legale. La reevaluarea activelor fixe, aflate în patrimoniul instituțiilor publice, s-a constatat că entitatea nu a efectuat reevaluarea activelor fixe corporale aparte în patrimoniul entității. La data controlului, din verificarea modului de duce de la deplinirea măsurilor dispuse prin decizia 49/2019 și necontestate au rezultat următoarele. Deci, cum v-a zis, abaterea de audit public. Oricum, să vă... Deci... Au fost două puncte. Au rămas fixate cele două puncte. Cea cu auditul, și da, despre inventariere. Și cu concesiunea. A fost dusă la îndeplinire parțial, deci pentru că nu s-a realizat în totalitate, având în vedere că urmează a se completa cu toate datele inventarul domeniului public și privat. Între timp, noi am făcut reevaluările sau... Da, și, deci, și ce mai este de recuperat? Este de recuperat o sumă de viitoare de la Telecom, care urmează, dar nu asta. Deci ce urmează să facem? Da. Atunci când am aprobat acum regulamentul... Privind destinierile, concesionările... Nu așa, nu ce fac. Deci am aprobat procedura de anulare a unor accesorii generate de obligațiile bugetare locale. Urmează să trimitem solicitare Telecomului ca să solicite, să beneficieze de această scutire. Suma pe care ei ar avea o deplată este doar de 516 sau 519 lei. Diferența așa reprezentând penalități, deci aceste sume accesorii de care pot beneficia de scutire. În cazul în care nu vor face această solicitare, adică nu pot solicita acest lucru, suma va fi imputată persoanelor care s-au făcut o vinovată de necalcularea la timp a acestor sume. Da. Bine, se va recupera. Important este... Ce face de mers? Se face tot ca să se pună la timp. Până la data la care vă veni la un control. Alte probleme care au
în timpul controlului. Vi s-a mai pus la cunoștință și data trecută dispozițiile Curții de Conturi. Deci astea două puncte. Trebuie să cadrăm o persoană pentru auditul intern. O să facem un contract cu Asociația Comunelor, dar unde sumele sunt foarte mari. Enorme sunt. Enorme. Și... 200.000 de milioane pe an pentru ce? Da, o să căutăm varianta cea mai simplă. Dacă stă și la angajez, nu te costă mai mult? Dar eu nu cred că ne permitem 200 milioane pe lună, domnul Dorcu. A, pe lună? Păi dar cum să nu? Și de cât e mai ziua? Am zis, doamnă, mai clar, de asta. Păi ea, nu înțeleg, nu te fie pe lună. Dar doamnă, n-a zis nicio sumă. Și ceva și de 20 ceva de milioane pe lună. Dar nu, atâta este. Dacă îți place acțiune de audit la instituție, atâta te costă la cea acțiune. Cât de mă poate? 400 de milioane, doamnă. Păi nu, potim? 400 de milioane plus cotizația, plus cotizația să te scrii la Asociația Comunelor. Este sumă foarte mare. Păi suma este foarte mare, asta este. Dar auditul se face tematic în fiecare an cel puțin, au cel puțin câte o temă două. Anul trecut au avut... Înțeles pe an, de-aia l-am întrebat. Pe lună, dar ce faci? Nu, știți cum? Mă refeream la fiecare control tematic care se realizează într-un an. Asta am vrut ca să vă zic. Da. Ei, poți să vedem, o să scoate postul. Noi postul, oricum, îl facem, nu organizăm noi, pentru postul de audit, nu organizează primăria, organizează ANFP-ul, concursul, care se ține la București. Nu o să prezintă nimic. Păi nu, pe, l-am mai spus, că dacă asta e măsura... Nu o să prezintă nimic. Asta o să facem. Noi scoatem la concurs postul, ca să dovedim. Este normal ca să-l scoatem și să ne putem mai multe necesare și că vine sau nu vine cineva. Da. După aceea, da, ce reglementăm vor mai veni. Vor mai veni și vor vedea. Da, dacă aveți la diferență de ridicare. La diferență, dacă dumneavoastră aveți să ne puneți întrebări, să veniți cu propuneri. Dacă nu aveți acasă. Am întrebat. Am împărțit măștile astea în comună, nu știu. Am pățit niște măști în comună asta, nu? Da, pentru persoanele în vârstă. Da. Da. Și la mine, pe stradă, e problema acolo să plâng bătrâne că nu am primit. Ați fost și pe Nicolești, nu? Persoanele în vârstă. Nu, da, oricum, bătrânii nu stau în mine. S-a făcut pachetele, câte două măști, o perechi de mână. Viorica, Bortoș, Ștefan cu femeia asta, nu. No. Asta ca să mergi din poartă în poartă. Cine a ieșit, am dat. Cine nu. Tanti Tereza nu era, i-am dat de astea în pasul. Oricum, la plăcit nu s-au dus. Pentru persoanele în vârstă și pentru persoanele fără venituri. Dar dacă da. Are o pensie de... Nu s-a dat deci la 800 de lei. Nu, da, 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 da. La abia merge la biserică, dacă nu merge. Dacă nu merge la biserică. Bortoș. Bortoș Maria. Bortoș Maria. Bortoș Maria. Fabian. Maria. Manolache. Dar Manolache stă în satul nou. Manolache e nou, la tata. Bătrân. Bine, sigur că noi am pregătit 250 de pachetele. Este acum o cheamă. Viorica unde e magazinul? Domnul. Nu știu. Urmează să vină Curtea de Conturi și să ne verifice numai pe cheltuielile care s-a făcut cu ocazia acestei pandemii. N-am fi dorit să facem cheltuieli inutile pentru care să răspundem conform legii. Nu știu că ele se plântă, ele n-au primit. Da? Așa este, dacă nu dai deloc, nu-i bine, dacă dai, ia nu-i bine și nemulțumiți vor fi tot timpul și... Domnul Vici, a fost tu... Doi funcționari de aici s-au dus a fost la porțile oamenilor și iau. Zicea că a fost o fată tânără, eu nu știu, n-am fost acasă. A fost domnul Vicea și cu asistentul medical comunitar și cu... Așa, asistenta medicală. Da, da, a fost. Pe cine au găsit în ziua respectivă, sigur că le-au dat. Nu știu dacă mai sunt, mai sunt domnul Vicea. Sunt. O să mai... Am luat, 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 am lu
Fabiana. Dar arată cheltuielile cum fac. Se duce la biserică fără mască, ci că nu mi-a dat de la primărie. Păi, da. I-a dat preotul. Da. Dar nu se duce, mă, unde se duce să ia mască, femeia tot. Dar să dea popa, mă, din 19.000 de lei, să ia de acolo, să toate cărpenii. Dar nu ia penic, de acum ai venit. Chiar popii ăștia nu dau nimic. Ia dați, mă! Pentru că dacă dăm ei să dea ceva, să iau pare că e mai bine să stăm față în față și să discutăm probleme.